Autoritățile din Gorj au dat astăzi startul vaccinării în rândul adolescenților. Pentru că vremea nu a permis ca centrul de imunizare să fie deschis în foișorul din Parcul Central, medicii s-au mutat în incinta molului. La primele ore, elevii așteptau deja să fie vaccinați. Din păcate, vremea nu ne-a ajutat să facem această operațiune de vaccinare la foișorul din parc, dar centrul de vaccinare s-a mutat la mol, iar aici toate lucrurile sunt decurg în mod normal. S-au vaccinat destul de mult adolescenți până la această oră, sperăm ca numărul lor să crească, astfel încât la sfârșitul zilei să avem o acțiune de succes. S-au vaccinat și părinții? Da, sunt și adulți care se vaccinează, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Fac și pe această cale un apel către dumnealor și le spun că se poate vaccina orice persoană, nu numai adolescenți, se pot vaccina adulți, se pot vaccina însoțitori. Ai lor, orice persoană care dorește să se vaccineze este binevenită la acest centru. Imunizarea s-a făcut cu vaccinul Pfizer, urmând ca adolescenții să facă și rapelul peste 21 de zile.